Boala celiacă de foarte multe ori rămâne nediagnosticată, chiar dacă o bună parte din populație suferă de ea. Discutăm în această ediție specială cu genericul ProSănătate despre boala celiacă la copii și manifestările ei cu doamna Tatiana Raba, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul de Pediatrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Stimată doamnă, bine ați venit la noi și mă bucur să vă văd! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce reprezintă boala celiacă la copii și cum se manifestă ea? Boala celiacă este o inflamație a intestinului subțire, este o boală digestivă și prin mecanismul ei de dezvoltare este o boală autoimună cu mecanism de transmitere ereditar. Deci se transmite doar ereditar? Ereditar. Fac boala celiacă persoanele care au această predispoziție și sunt supuși anumitor factori de risc. Și cum se manifestă de obicei ea? Boala celiacă are mai multe aspecte în manifestarea ea. De fapt, odată cu diversificarea alimentării copilului primul an de viață, de obicei după vârsta de 5-6 luni de zile, când se introduce alimentarea cu făinoase, da, terciuri care conțin grâu, se încep și primele semne peste 2-3 săptămâni de la debutul alimentării. Ea poate să fie cu dureri în abdomen, poate să fie cu diaree, dar la copiii mai mari poate fi întâlnită constipația. Acești copii care sunt supuși sensibilizării pe durată mai mare, prin alimentare cu gluten, cu produse care conțin gluten și au această predispoziție ereditară, de obicei rândul întâi sau doi dintre membrii familiei, dacă suferă de aceste boli, și copilul începe a manifesta cu un sindrom de malabsorpție. Se oprește în creșterea ponderală, devine mai apatic, prezintă periodice dureri neexplicabile în abdomen, poate să apară greața și chiar uneori și vomă. Cel mai important moment este faptul că la acești copii are loc neabsorpția substanțelor nutritiente importante pentru a asigura o creștere adecvată copilului. Și dacă să vorbim despre acele forme clinice existente, este forma clasică care prezintă toate semnele digestive despre care am vorbit. Este forma atipică, care se manifestă cu semne nedigestive. Deci poate să fie o anemie neexplicabilă, inclusiv și ferodeficitară. Sau pot să fie diverse alte semne de tip micșorarea densității osoase, masei osoase copilului, deci se dezvoltă osteoporoză. Și dezvoltarea fizică normală a acestui copil este încetinită sau în unele cazuri și stupată. Aș vrea să clarificăm anumite lucruri ca să înțeleagă și ascultătorii noștri și să ne spuneți, vă rog, care este diferența între boala celiacă, hipersensibilitatea la gluten și alergia la gluten? Cum se diferențiază ele? Stimată doamnă Angela, vă mulțumesc foarte mult pentru așa întrebare, fiindcă, de fapt, acestea sunt niște puncte importante și în unele cazuri chiar dificile și pentru specialiștii gastroenterologi. Noi cunoaștem boala celiacă, da? Cum se produce ea, că are mecanism ereditar de transmitere, este o boală autoimună, iar când vorbim despre o alergie la gluten sau la gliadina din făinoase, noi nu ar trebui să avem acea predispoziție ereditară care poate fi determinată prin teste specifice de laborator. Ele sunt importante, dar sunt și foarte costisitoare și nu fiecare copil care are careva semne ar putea să execute cercetarea aceasta cu determinarea mutației genice. Iar dacă să vorbim despre sensibilitatea non-celiacă la gluten,
Pot să spun că această noțiune încă trezește foarte multe lucruri controversate. Specialiștii în domeniul gastroenterologiei pediatrice încă discută această problemă, are ea dreptul la supraviețuire în clinică sau nu, dar este clar cunoscut că acești pacienți care au o sensibilitate non-celiacă pot fi deosebiți printr-un spectru de marcheri imunoserologici care sunt absenți la ei, dar sunt acești anticorpi specifici pentru celiachie prezenți în boala celiacă. Și dacă vorbim de copiii primilor 2 ani de viață, iată, ei sunt mai problematici în confirmarea diagnosticului și la ei pot fi prezenți anticorpii antigliadină, iar conform recomandărilor în ultimul protocol european a ESPECAN-ului, totuși valoare diagnostică acești anticorpi antigliadină nu au. Iată, când la noi sunt diverse divergențe între prezența anumitor semne clinice și marcheri imunoserologici specifice bolii, noi atunci și luăm o decizie care totuși este predominarea acestei stări. Ori este boală celiacă ereditară, ori este totuși o sensibilizare la gluten non-celiacă. Procesul diagnostic neapărat include în cazurile când medicul are dificultăți clinice, nu numai aplicarea imunoserologiei cu determinarea anticorpilor antitisulari la transglutaminază de clasă IgA, fiindcă acesta este unul dintre criteriile cele mai sensibile în cazul unui copil imunocompetent. Iar când copilul este imunocompromis, deci are o imunodeficiență congenitală, la ei pot să nu fie prezenți acești anticorpi și atunci algoritmul diagnostic se îndreaptă în altă direcție, inclusiv cu cercetarea altor spectre de marcheri imunoserologici și, în unele cazuri, aplicarea și biopsiei mucoasei intestinale. Deci astăzi, boala celiacă și aceste două stări despre care am vorbit, sensibilizarea non-celiacă la gluten, ar putea fi deosebită și prin faptul că în boala celiacă noi avem atrofie villozitară, iar în cadrul sensibilizării non-celiace la gluten, această atrofie lipsește. Dar acești copii totuna sunt dependență de dieta glutenică, fără gluten, da. Și de aceea ei necesită un management terapeutic specific. Vreau să vă întreb cât de des sau cât de studiată este această maladie în Republica Moldova, pentru că cunoaștem faptul că dumneavoastră sunteți coordonatoarea unui proiect, da, care se desfășoară în mai multe țări europene, iar Republica Moldova este parte. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre asta. Participați și dumneavoastră în cadrul acestui proiect cu diverse date ce ține de boala celiacă la copii în Republica Moldova sau care este de fapt scopul? Cu mare plăcere o să vin în fața dumneavoastră și telespectatorilor cu această informație, fiindcă propunerea pentru a participa în cadrul unui proiect european privind managementul bolii celiace în țările regiunii Dunării a venit luna iulie de la un membru al 2020, da? De la un coleg de-al nostru care este inițiat în domeniul bolii celiace din Slovenia, este profesor universitar profesorul Dolensiec și mi-a propus să participăm cu dezvoltarea acestui subiect în Republica Moldova. Da. Prin coordonare cu conducerea universității noastre, pentru ce aduc mulțumiri foarte mari domnului rector și domnului prorector, pentru că au acceptat participarea universității noastre în acest mare proiect și ne susțin. Avem de cum și primi pași executați, studiind problema bolii celiace la copii în Republica Moldova,
Eu pot să vă spun că noi astăzi nu cunoaștem cu certitudine care sunt acei pacienți diagnosticați deja și adică confirmați. Nu cunoaștem, nu există niște date statistice. Niște date statistice nu există precise. Conform datelor din literatură sau din publicațiile care sunt făcute de specialiștii noștri care lucrează în domeniu, s-ar putea de gândit după prezentările dumnealor că sunt peste 200 de pacienți în Republica Moldova cu boală celiacă, dar analiza documentației medicale sau a registrelor de evidență statistică sunt acești pacienți, în care localitățile Republicii, câți sunt la număr, care este soarta lor. Eu am constatat că nu avem această informație pe deplin. La moment, împreună cu echipa care am format-o în luna iulie-august, care dirigează acest proiect, care se numește CIDA Skills, în cadrul Interreg Danube, este un program internațional care include regiunea dunăreană, da. Regiunea dunăreană și eu sunt mândră că noi am reușit totuși să fim alături de colegii noștri din țările care fac parte din regiunea Dunării și să contribuim la îmbunătățirea managementului diagnostic, dar și terapeutic a acestei boli, care până în prezent se considera ca una foarte rară la copii. De fapt, literatura mondială și cercetările efectuate de către colegii noștri din țările europene spun că 1.200.000 din Europa se presupune că suferă de boală celiacă. Wow, așa de mulți? Foarte mulți, da. Iar dacă să luăm raportul câte cazuri... Rata incidenței, atunci noi putem să spunem că în teritoriul Americii sunt date că un caz la 100 de persoane pot fi diagnosticați, iar în Europa media este de 1 la 300 de persoane. Deci nu este prea rară. Eu ar spune că este puțin cunoscută ce ține de diagnostic precoce. Ar fi cazul să fie efectuat și un screening în populația generală. Deci ca să vă spun dumneavoastră ce își propune acest mare proiect. Da. În primul rând, proiectul își propune asigurarea unui management diagnostic bun, cu inițierea celor mai sensibile teste imunoserologice care ar putea să fie folosite pentru primul diagnostic, da? Asta este... Sunt anticorpi antitransglutaminază de clasă IgA, concomitent cu determinarea imunoglobulinilor serice IgA și se propune să fie aplicat în toate aceste țări metoda de screening prin aplicarea testului rapid, chiar la masa medicului sau chiar la patul pacientului internat sau chiar pentru cercetare în cadrul casnic de către pacientul care poate să fie cu semne suspecte. Există o vârstă la care se propune de a fi implementat sau poate fi efectuat la orice vârstă? Acest test poate fi implementat la orice vârstă. Sigur că medicul trebuie să țină cont de faptul existenței semnilor care presupun posibilă boală și nu poate fi mai devreme decât o vârstă de 9 luni, 12 luni și mai mare. Atunci când copilul deja începe să fie alimentat cu produse. Exact, fiindcă ca să se declanșeze careva semne, el trebuie să fie supus sensibilizării prin gluten. Și mai avem în programul nostru de activitate dezvoltarea a 3 mini-proiecte, pilot, care prevăd efectuarea screening-ului în populația de copii, nu numai cu boli digestive, cronice, dar și populația generală, și un screening în 3 populații adulților,
care suferă cu patologie cronică digestivă. Deci aici o să facem cooperare cu colegii noștri din cadrul Departamentului de Gastroenterologie și Hepatologie, disciplina Gastroenterologie și Hepatologie adulți cu domnul profesor Tkaciuc și de acum cu colegii noștri pediatri din acele trei instituții pediatrice unde noi am putea să executăm acest screening, fiindcă există și o listă de boli care au riscul major de a dezvolta celiachia, atât cum este diabetul saharat la copii, alte boli autoimune la copii, da? Chiar și anemia feriprivă, exact cere determinarea specificității imunoserologice la boală celiacă, fiindcă sunt foarte multe cazuri de boală asimptomatică. Până nu faci un test specific, nu poți să cunoști. Iar ce ține de depistarea cazurilor și care să fie soarta lor, noi ne-am propus să lucrăm asupra unui registru care ne va permite să ducem evidența fiecărui pacient diagnosticat și confirmat după toate rigurile prevăzute de protocolul european și protocolul național a bolii celiace. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că deoarece proiectul a fost inițiat în luna iulie, atunci când deja mergea în plină desfășurare pandemia, nu atât de simplu a fost să promovez acele obiective care și le-a trasat programul și noi ne-am ciocnit cu problema că pacientul necesita monitorizare atât la etapa de diagnostic, dar și la etapa de tratament. Și fiind limitați în întâlnirea aceasta cu pacientul în cabinetul medical, noi ne-am propus conlucrarea prin intermediul telemedicinii. Da. Deci și din experiența mică noastră care o avem, ea este cu succes. În cazurile necesare când pacientul trebuie să fie examinat fizic, după toate regulile cunoscute în pediatrie, noi ne echipăm, vizităm pacientul în instituția medicală respectivă, facem aprecierile necesare și mai departe lucrăm cu situația care apare în timp. Cercetăm istoricul suplimentar, cercetăm rezultatele examenului de laborator, instrumental și atunci ne apreciem. Ce tratamente există pentru boala celiacă? Deoarece boala celiacă este o maladie care poate fi considerată ca una cu sensibilitate sporită la proteina din grâu, la gluten, da? Și în special fragmentul gliadină, tratamentul cel mai optimal care ar putea fi propus acestor pacienți este, în primul rând, o dietă fără făinoase sau fără conținut de gluten. Și în cazul bolii ereditare confirmate, pacientul este necesar să respecte această dietă pentru toată viața. Acele mici încălcări care pot fi admise de către pacient pe parcurs, ele pot să creeze o situație de recădere a bolii și evident că sunt destul de periculoase pentru pacient. De aceea, monitorizarea pentru toată viața a principiului dietetic este un moment crucial. În cazul când sunt efecte secundare, nedorite, da? Sau pacientul suferă de un sindrom sever de malabsorpție, noi putea să facem aceste corecții atât la nivel de ambulator sau, în cazurile mai severe, la nivel de staționar. Deci copiii au posibilitatea să fie spitalizați în secțiile de gastroenterologie pediatrică atât de nivel național, cât și de nivel municipal. Aș vrea să vă întreb despre procesul de marketing, de vindere a produselor. În Uniunea Europeană observăm că
probabil și în America, nu pot să vă zic exact, toate etichetele specifică clar. Conține produsul gluten sau nu? La noi încă nu a fost implementat până la urmă, adică foarte multe produse încă nu conțin informația necesară, în special pentru persoanele care sunt sensibile, ori au boala celiacă. Ce fac în acest caz pacienții dacă au consumat un produs care deja conține gluten și nu a știut? Ce se întâmplă în organism? Sigur că noi avem foarte mult de muncit la acest capitol, fiindcă cunoașterea adevărată a numărului de pacienți care suferă de această patologie, dependentă strict de produsele care pacientul le utilizează, impune să căutăm acea educație sanitară și multe, multe lucruri care trebuie să le implementăm pe nou, să facem o cultură care trebuie implementată la toate nivelele, o cultură de comportament, inclusiv de aprovizionare cu alimente care nu conțin gluten. Din ceea ce cunosc eu, țara noastră este recunoscută în Europa cu câțiva producători care produc făină fără gluten și chiar produse fără gluten. Spre mirarea mea, eu prima dată am aflat despre producătorii noștri autohtoni din România, vin la un congres. Și atunci mi-am spus că puțin cunoaștem ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci noi avem potențial extraordinar de mare. Și aceste produse, care la moment mai frecvent sunt importate din Italia, din alte țări, din produse din alte regiuni unde deja industria este bine formată și ele sunt mult mai ieftine pentru pacient. Iată, a noștri ar putea exact să își modifice tehnologiile sale, dar și să vadă care este marketingul pentru realizarea acestor produse cu un preț mult mai accesibil familiilor care au copii cu boală celiacă. Da, probabil și, da, există mai mulți, dar nu știu dacă există o reglementare legislativă în acest sens ca să îi oblige să scrie cu litere cât mai mușcate pe produs că nu conține gluten sau ceva de genul ăsta. Există o lege în acest sens sau nu sunteți la curent? Eu nu aș putea să spun cu exactitate dacă există... Pentru că se observă pe unele produse, dar nu pe toate, nu știu... Nu știu dacă funcționează legea în acest... Nu pot să mă exprim, dar ce se recomandă pentru pacient? Atunci când pacientul cunoaște că este diagnosticat cu boală celiacă, fiecare procurare a fiecărui aliment ar trebui să fie bine studiat înainte de a fi procurat, fiindcă o mică cantitate de gluten ar putea să-i mențină procesul inflamator în intestin și pacientul să intre într-o perioadă de permanentă supunere inflamației. Mm-hmm. Chiar și în acele produse care s-ar părea că nu există gluten. Da, da. Iată, chiar în ciocolată. Da. În unele cazuri, dacă instrucțiunea acestui preparat prevede că au fost utilizate făina sau alte produse ce conțin gluten, exact ele ar trebui refuzate de procurare. Da. Și cel mai mult ce ne-am dori, ca totuși produsele alimentare fără gluten în Republica Moldova să fie mai mult diversificate, deci mai multe variații de produse, fiindcă este foarte complicat un copil de vârstă mică să-i pregătești doar terciuri din porumb, din orez, da, legumele, fructele sunt recomandate, dar ca de obicei el vede ce folosesc în alimentare copiii care nu suferă de această patologie. Și vrea și el. Și vrea și el. Covregei, biscuiți, torturi. Dar și specificul alimentării populației din Republica Moldova este caracterizat cu utilizare abundentă a produselor ce conțin făinoase. Plăcinte, torte, da, în genere. Eu aș spune că
ar fi foarte util ca să contribuim la faptul de educație sanitară a populației, pentru ca să specificăm modul alimentării sănătoase atât la copilul primul an de viață, cât și la cei mai mari. Fiindcă boala poate apărea nu numai în copilărie. Da. Există statistici unde se spune că dacă ea nu a fost manifestă în primii ani de viață, da, atunci ea poate apărea în a treia, în a patra decadă a vieții. Și cu părere de rău, chiar deja la etapa complicațiilor. Noi cunoaștem și forma refractară. Da, la ce complicații poate aduce netratată sau dacă nu menținem dieta corespunzătoare, poate duce la ceva mai grav? Sigur că duce la niște stări care în timp pot să aibă o evoluție chiar tragică. Da. Dacă să vorbim în copilărie, da? Copilăria mică și apoi copilăria mare, acești copii sunt mai denutriți, suferă de un sindrom de malabsorbție, au un interes așa mai apatic față de cele ce se petrece în jur și în cazurile când boala avansează, poate să fie micșorată sau diminuată masa musculară a copilului și masa osoasă al copilului. Deci are diverse probleme care necesită corecții medicale. Iar în cazul când pacientul evoluează cu boala sa în a doua, a treia, a patra decadă a vieții, da, da, și nu a fost diagnosticată, este riscul de dezvolta boli maligne ale intestinului. Înțeles. Deci poate duce la cancer. Poate aduce la cancer. Am înțeles. Cu ce sfaturi veniți pentru ascultătorii noștri? Pentru ascultători, pentru familiile tinere și familiile care au copii cu anumite probleme digestive, aș veni cu sfatul să facă adresarea la medicii de familie, la medicul pediatru și în cazurile necesare la gastroenterologii pediatri din instituțiile noastre pentru a face un test în cazul când au o suspiciune de boală celiacă sau cunosc că în familia domnilor există o persoană care suferă de această boală. Managementul diagnostic este unul pe etape și prima etapă este adresarea la medicul de familie care va iniția procedura de testare și apoi pacientul cu teste pozitive sau neclare va fi referit la a doua etapă și la etapa a treia pentru confirmarea diagnosticului. Procedura durează uneori și 3, 4, 5 luni. Fiindcă diagnosticul e greu să-l pui doar în baza unui test. Trebuie să faci o asumare a celor simptom complexe prezente clinice care, pe care le vedem și de comun să fie contrapuse cercetărilor imunoserologice specifice, în unele cazuri chiar și cu determinarea mutației genice și chiar a biopsiei intestinale. Da. Stimată doamnă, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. Vă mai așteptăm cu drag la noi și succes în activitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți sănătoasă și să ne auzim doar numai de bine. Da, doamne, așa să fie. Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi. Vă reamintesc că am discutat despre boala celiacă împreună cu doamna Tatiana Raba. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.